Mai mulți șoferi au rămas fără permis de conducere sau au fost amendați, iar un șofer în vârstă de 25 de ani a fost încătușat de către polițiștii din Mehedinți după ce a fost prins băut la volan și fără permis de conducere. Agenții au dat peste șoferul de ocazie în timpul unei razii de amploare pe drumurile din județ. În urma verificărilor, zeci de conducători auto au fost amendați. Tânărul de 25 de ani, de loc din Dolj, a fost oprit de polițiști pe o șosea din Mehedinți. Individul a fost supus probei cu etilotestul, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,83 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În plus, omul nu avea permis de conducere, așa că a fost reținut. Din cercetările efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Persoana în cauză va fi prezentată mâine parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare cu propunerea unei măsuri preventive. Alți șoferi trași pe dreapta au rămas pietoni și fără numere de înmatriculare pentru că transportau persoane fără să aibă autorizație. La capitolul Centură de Siguranță s-au găsit de asemenea nereguli. Cătălin Vulcănescu, șef Poliția Rutieră Mehedinți: am identificat conducătorii auto care conduceau autovehicule de transport marfă manipulând aparat tahograf utilizând alte cartele tahografice. Agenția a împărțit amenzi în valoare totală de aproape 34.000 lei. Relatează știrile ProTV.ro.